Sosul ți-a ieșit, deși te-ai murdărit. Nu sta bosunflat acum, farmacia de detergent e pe drum. Bună ziua și bine ați venit la Laboratorul de Pete! Eu sunt Andra și împreună cu mic cu mare sunt aici să facem o spălare. Nu vrem să vă spălăm ochii, ci doar rufele murdare. Vrem să vă arătăm cazuri reale, să fim onești la rezultat, scurt și la subiect la prezentat, ca să te oprim din derulat. Cât ai spune farmacie, noi suntem la datorie. Știm cu toții cât de minunat este să poți să te murdărești atunci când gătești. Câteodată însă, de la cuptorul preîncălzit, la mașina de spălat direct am venit. Pete, forme și culori însemnând chimicale, înălbitori, dar ce zici dacă toate astea le lași o leacă, pentru că am aici pentru tine cel mai bun prieten când vorba de ale tale haine vine. Luăm haina pătată, o aruncăm în mașina de spălat, turnăm licoarea fermecată în sertarul destinat. Alegem programul potrivit, asistăm la magie, când mașina o oprim, simțim doar veselie. Pata ta nu a ieșit? O fi mai încăpățânată. Nu știe că tu vrei o haină imaculată. Lasă-ne să-ți arătăm cum petele încăpățânate noi le îndepărtăm, cu o variantă alternativă pe care o recomandăm. Luăm niște detergent pe care îl turnăm relativ prudent. Avem grijă să fie exact pe pată, după care masăm îndată. Fredonăm o melodie ca să avem spor la datorie. Când pata a fost masată bine, punem haina în mașină, turnăm licoarea fermecată în sertarul destinat, selectăm din nou programul și dăm drumul la spălat. Când mașina ne anunță că treaba s-a terminat, deschidem cuva cu o mânuță și admirăm tricoul proaspăt spălat. Mireasma de pălen sau cea proaspătă ca marea se află acum în fibrele noastre și ne va înfrumuseța purtarea.